Bună, eu sunt Camelia, bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi avem un scurt haul parfumat. Vreau să vă prezint două parfumuri care au intrat săptămâna trecută în colecția mea. Sunt parfumuri pe care le-am comandat în preajma zilei de 8 martie și pe care le-am primit în jurul acestei date. Haideți să vă prezint pe primul, care este de la Lancôme. Este cea mai recentă apariție, La Vie Belle Iris Absolu. Așa cum îi spune și numele, este un flanker al lui La Vie Belle. Eu am achiziționat această variantă de 30 de mililitri pentru început. Eram curioasă cum este, cum miroase. A fost un blind buy, nu l-am mirosit pe nicăieri înainte. Și am zis că dacă este cu iris, un flanker al lui La Vie Belle, nu am cum să dau greș cu un blind buy al acestuia. Aceasta este... Cutia este cutia clasică de La Vie Belle. Eu am făcut comanda pe lancome.ro și chiar am beneficiat de o promoție de care o să vă povestesc și vouă, printre care până la sfârșitul lunii martie, cred că în limita stocurilor disponibile, la cumpărarea oricărui La Vie Belle Iris Absolu, deci indiferent de gramaj, eu v-am zis am luat la 30 de mililitri, mai primeam și un La Vie Belle Iris Absolu la 10 mililitri. Da, haideți să vi-l arăt și pe acesta. E sticluța clasică de 10 mililitri cu pulverizator și am fost foarte încântată. Și atunci mi l-am comandat și eu. Haideți să vă arăt care este sticluța. Aceasta este sticluța, este foarte drăgălașă, mai ales în formatul acesta mini, dar oricum este foarte frumoasă. Păstrează linia clasică a sticlei de la La Vie Belle clasic, da? Cel de la început. După cum vedeți, sticla are niște motive în relief care am înțeles de pe site-ul celor de la Lancôme că ar simboliza un zâmbet infinit și toate aceste aripioare de organța simbolizează ideea de a fi împreună și sunt, după cum vedeți, sunt patru la această variantă. Da? Haideți să-l și pulverizez din nou. Eu l-am pulverizat deja și mi-am făcut o idee. Wow! Mie îmi place foarte mult irisul în parfumerie și de aceea am și zis că n-am cum să dau greș cu această formulă dacă mi-o achiziționez blind buy. Încă de la început simt irisul foarte puternic. Deși el nu este listat în notele de vârf, haideți să vă spun care sunt notele pe care le-au listat cei de la Lancôme pentru acest parfum. Ca și note de vârf are coacăze, floare de portocal și smochine. Ca note de mijloc, iasomie și din nou flori de portocal. Iar ca note de bază, iris și paciuli. Însă eu de când l-am pulverizat, primul care efectiv mă izbește, dar într-un sens pozitiv pentru mine, pentru că mie îmi place irisul foarte mult, este irisul. Irisul este foarte puternic în deschidere, are un accent foarte, foarte pudrat. Iar mai apoi, după ce se așează, după câteva ore, se mai domolește irisul. Vreau să vă zic că în comparație cu La Vie Belle cel clasic, nu este atât de dulce. Mie La Vie Belle mi se pare foarte dulce, dar este un parfum care îmi place. L-am avut deja de două ori în trecut în format full size de 100 de mililitri. Într-adevăr, ce-i drept la ceva ani distanță între cele două flacoane, dar
Știu că La Vie Belle este de mulți iubit, de mulți urât. Știu că, într-adevăr, după ce a apărut, o foarte lungă perioadă de timp, peste tot pe unde mergeai, toată lumea mirosea La Vie Belle. Cu toate astea, mie îmi place, este un parfum frumos. Într-adevăr, a avut foarte multe flencăre. Chiar mă întrebam și acum de ce mai este nevoie de încă unul, dar este total diferit de clasic. Și chiar am înțeles că acesta, Iris Absolue, conține de 10, irisul din acest flencăr este de 10 ori mai concentrat față de clasicul La Vie Belle. Dacă vă plac parfumurile pudrate, dacă vă place irisul, pentru că în bază are iris și patchouli și se simte foarte, foarte pudrat. Mie îmi place foarte mult această combinație de iris și patchouli în parfumerie. Dă senzația de un parfum care miroase a ruj, un parfum rujat, cum îmi place mie să-i spun, care miroase a pudră pulbere, a make-up, a cosmetice. Revenind la faptul că m-am întrebat de ce mai e nevoie de un alt flanker și, wow, este superb irisul. Am înțeles că această nouă expresie a lui La Vie Belle se vrea a fi cea mai nouă expresie a fericirii. Conține iris obținut din surse sustenabile din Franța. Și se știe că irisul este ingredientul considerat de aur al parfumeriei, este unul dintre cele mai prețioase ingrediente care este folosit în parfumerie și este o nouă interpretare a lui La Vie Belle. Deci pune în evidență, evident, elementul emblematic, irisul palida, în cazul acesta, care este extras din câmpurile din Franța. Aroma este intensă și foarte concentrată. Deci la început se simte foarte, foarte concentrat. Se simte irisul, dar se simt și coacăzele negre, dar atât coacăzele cât și smochinele nu le simt foarte coapte, ci le simt așa într-o variantă mai crudă. Parfumul nu este unul dulce, repet, nu mi se pare dulce la fel ca La Vie Belle clasic. Deci dacă vreți un parfum care să nu fie la fel de dulce ca La Vie Belle, dar vă place ADN-ul clasic al acestui parfum, dacă vă place și irisul, dacă vă place patchouli, dacă vă plac parfumurile pudrate, atunci puteți să alegeți fără doar și poate acest parfum. Mie irisul mi se pare o aromă cu clasă, o aromă sofisticată, este o aromă caldă, pudrată, este un parfum gurmand care după câteva ore, v-am zis, irisul se mai domolește și el devine puțin lemnos. Deci se va simți către final mai mult ADN-ul La Vie Belle clasic, dar nu atât de dulce, ci puțin mai lemnos. Nu regret că am cumpărat acest parfum, din contră chiar sunt foarte încântată. Chiar îmi place foarte, foarte mult și haideți să vă arăt, vă ziceam de promoția de care am beneficiat. Deci pe lângă faptul că am primit acest La Vie Belle la 10 ml pentru acest Iris Absolue cumpărat, am primit această punguță cu mai multe produse și pe lângă acestea am mai primit încă 3. Nu, încă 4, pentru că în total au fost 5 produse și am putut să-mi aleg și mostre. Pe Lancome.ro poți să-ți alegi mostre atât din categoria de creme, dar și din categoria de parfum. Poți să-ți alegi 3. Eu mi-am ales La Vie Belle apă de parfum, Lot de Parfum Nectar de la Idol și Idol Le Parfum. Bineînțeles că pe toate le știu, dar am zis că sunt foarte bune pentru călătorii. Iar produsele pe care le-am primit este crema aceasta de ochi de la Advanced Genific la 5 ml, pe care am tot folosit-o și este foarte bună, este foarte ok, am,
Am folosit-o și îmi place. Apoi avem această cremă pentru noapte reparatoare, care este la 15 ml, cred. Așa, pe aceasta nu am folosit-o încă, deci este o noutate, chiar sunt curioasă. Un fond de ten la 5 ml, Lancome Tantidol Ultra Wear, Care & Glow, nuanța 310N. Un mini ruj, care este sigilat și pe care n-aș vrea să-l desfac acum, pentru că mai am destule desfăcute. Și acum haideți să desfacem această punguță și să vă spun rapid ce avem și aici. Avem un mascara, deci un rimel de la Hypnose, 2 ml, travel size, foarte util. Un ser Advanced Genific, un concentrat la 10 ml cu pompiță. Din nou un ruj, un mini ruj, care este roșu și care are ștanțat Lancome, nu știu dacă se vede. Și este un ruj mat, pare. Un demachiant bifazic pentru ochi. Și un La Vie Belle de Parfum la 4 ml, foarte drăgălaș, mai am din acestea destul de multe. Asta vreau să spun, că la Vie Belle cel clasic l-am avut de două ori în format mare, full size de 100 de ml. Momentan nu-l voi mai cumpăra pe acela clasic, pentru că am foarte multe variante din acestea mini, pe care intenționez la un moment dat să le pun într-un pulverizator și să le folosesc așa. Bun, și haideți să trecem. Acesta a fost, deci, La Vie Belle Iris Absolue, apă de parfum, 30 de ml am achiziționat. Eu sunt foarte încântată de el, deci dacă vă plac parfumurile pudrate, dacă vă place și ADN-ul clasic de la La Vie Belle, puteți încerca fără grijă această variantă. Următorul parfum pe care l-am cumpărat în această perioadă este unul de la My Geisha, și acolo a fost o promoție până pe 7 martie, dacă cumpărai, depășeai valoarea de 350 de lei, puteai să primești și o eșarfă, și oricum parfumurile au fost la reducere. Eu am ales să cumpăr acest My Geisha Foreplay, pentru că data trecută când am cumpărat eu de la ei de Black Friday, deci anul trecut, mi-au parfumat coletul cu Foreplay. Deci dacă nu știți, coletele vin așa de la ei, într-o cutie de genul acesta, iar ei tot timpul împachetează produsele într-o hârtie de genul acesta și îl parfumează, și aici pun o etichetă cu ce au parfumat. Și în anul trecut de Black Friday, pentru că mi-am comandat un alt parfum, mi-au pulverizat coletul cu acest Foreplay care mi-a plăcut foarte mult și am zis clar, data următoare acesta va fi cel cumpărat de la My Geisha. Și astfel că mi l-am cumpărat acum, au avut această promoție până pe 7 martie. Aceasta este sticla, mă rog, clasică, din linia clasică de la My Geisha, Foreplay. Este un parfum evident tare, cu ADN evident arabesc, este listat unisex, este un oriental dulce, condimentat, floral, rășinos, are ca note de vârf miere și trandafir, ca note de mijloc are patchouli și tutun, și ca note de bază, ambergris, note animalice, mosc și vanilie. Deci este un parfum floral în deschidere, este dulce. Sincer, este cam prea dulce pentru cât mă așteptam eu. Mi se pare că acea combinație dintre miere și trandafir face ca trandafirul să fie foarte dulce, să-l dea așa către un trandafir bulgăresc. Mi-ar fi plăcut să fie un trandafir puțin mai aspru, dar se deschide floral, dulce, și apoi se schimbă în lemnos, ambrat, persistă foarte mult, evident. Când se așează, aroma care rămâne pe piele este
o aromă de tutun vanilat, dar e un tutun plăcut. Eu nu fumez, nu sunt fumătoare, dar îmi place această notă în parfumerie, mai ales în sezonul rece. Deci este un parfum tare, un parfum persistent, puternic, ține pe piele chiar și după duș. Este listat unisex și... am văzut în anumite păreri, spuneau unii că ar fi recomandat mai mult pentru bărbați. Eu zic că dacă sunteți femeie și vă plac parfumurile puternice, este și acesta un parfum foarte, foarte bun de încercat. Evident că ar fi foarte bine de încercat, poate nu neapărat de cumpărat blind, dar... mie îmi place și îl voi mai folosi în perioada aceasta până când vor fi zilele mult mai călduroase. Am primit și o mostră din această gamă nouă de la My Geisha, Rituals of Geisha, Aphrodisiac, la 3 ml, vine așa cu pompiță, foarte drăguț. L-am pulverizat și pe acesta. Nu știu dacă îl voi achiziționa, miroase drăguț, dar mi se pare că miroase foarte asemănător cu multe alte parfumuri arabești, poate mai accesibile, nu atât de piperate. Și ca să depășesc acea valoare de 350 de lei, pentru că acest parfum a fost undeva, lasă-mi să văd dacă mai am aici prețurile, nu mai știu exact. Da, nu mai știu. El a fost la 300, cred că 390 și eu l-am luat cu 320 și ceva, 330 ceva de genul. Și ca să depășesc 350 mi-am mai achiziționat aceste două măști pentru față, anti-rid și încă o mască din aceasta. Și am primit o eșarfă foarte drăguță, nici nu am deschis-o, să știți, ea vine foarte frumos în această cutie, am zis să o deschid cu voi. Ce mi-a plăcut foarte mult, că scrie pe spate că este 100% satin și că este produsă în România. Da, deci este producător român. Și ea vine așa, are mai Geisha aici. Foarte drăguț. Este micuț, așa de pus la gât sau de pus mai degrabă în păr. Este simplă, ceea ce îmi place foarte mult. Chiar mă gândeam că cine știe ce imprimeu va avea. Are aici mai Geisha, poate fi pusă și în păr, am văzut, poate fi pusă și la gât. Cam așa. E drăguță. Mie chiar îmi place și o voi folosi. Bun, dragilor, acestea au fost parfumurile cumpărate cu ocazia zilei de 1 martie. Chiar sunt foarte mulțumită de achizițiile, voi folosi cu plăcere în continuare. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit. În cazul în care vă place ceea ce prezint, vă aștept cu mare drag să vă abonați canalului meu. Vă aștept și în comentarii dacă doriți să-mi spuneți dacă ați folosit aceste parfumuri și cum vi se par. Și până la următorul clip vă doresc o zi minunată și toate cele bune. Pa, pa!